Salut tuturor, din nou în Piața Victoriei, din nou pe străzi, din nou la protest. Pentru a cincea seară consecutiv, România iese în stradă. Un număr mai mic, cu un suflu mai scăzut, probabil cu ceva oboseli acumulate, probabil cu ceva dezamăgiri acumulate, așa cum și eu le simt, dar protestul continuă. Astăzi este Piața Victoriei. Numărul celor ce participă este scăzut. Semn că ori se pregătesc pentru a ne face o surpriză extraordinară în weekend, să ne trezim cu sute de mii de oameni pe aici, ori lașitatea își arată toate fețele posibile. Un lucru demn de menționat pentru această seară este următorul. Eu niciodată, eu ca organizație, cu atât mai mult eu ca persoană, nu m-am implicat în luptele astea gvasi-politice pentru un ciolan inexistent din stradă. Așa cum toți cei pe care îi cunoașteți și recunoașteți au făcut-o timp de un an de zile într-un mod uneori chiar ostentativ. Noi am fost întotdeauna echilibrați în ceea ce am spus și în ceea ce am scris. În seara aceasta trebuie să vă fac o scurtă analiză. Cu o amplă stupoare am aflat pe drum înspre această piață a Victoriei că liderul, așa cum l-ați recunoscut și identificat voi, mă rog, oamenii ăștia de pe Facebook ăsta, Pompiliu Diplan, intenționează ca în această seară să ducă acest protest, acești oameni, la ambasada Rusiei, din nou. Motivul pentru care ar face asta ar fi o comemorare a unui masacru de la Fântâna Albă de acum 80 de ani. Ok, o chestiune dură, într-adevăr, o chestiune ce a marcat istoria ambelor țări, dar dincolo de scopul ăsta aparent naționalist, mie deja începe să-mi crească o antenă care prinde un semnal slav. Toate presupunerile astea ce au avut loc în spațiul public cu privire la Diplan rusofil, Diplan plătit de Sputnik și nu știu ce, pare mi se mie că încep să se contureze. Am încercat să stau de vorbă cu el, să-i explic că oamenii ăștia ce au ieșit aici nu au ieșit pentru a fi cărați în fața unei ambasade pentru a comemora un eveniment istoric de acum 80 de ani, ci au ieșit pentru că niște restricții absurde se instaurează în fiecare zi și le restrâng drepturile și libertățile, distrugând o economie, atât o microeconomie cât și o macroeconomie, distrugând vieți, distrugând și afectând psihic mii de oameni, sute de mii de oameni și de copii. În urma unor discuții aprinse, oamenii ăștia insistă să meargă la ambasada Rusiei. Eu deja am o vorbă. În jurnalism, când ceva nu are logică, pute. Și vreau să înțeleg ce pute aici. De ce ar face chestia asta? De ce ar vrea să meargă acolo? Începând cu această seară, eu personal, chiar dacă mai sunt uneori văzut din când în când în preajma lor, încerc să mă extrag din această teoremă și să vă comunic acum, într-un mod cât se poate de public, că mă dezic complet de o astfel de inițiativă. Oamenii care au ieșit pe stradă, au ieșit pe stradă pentru că ceva îi doare, ceva rău îi doare. Și pentru că văd în viitor, un viitor gri, spre sumbru, spre negru. Dacă Diplan va face această mișcare, să care acești oameni în fața ambasadei Rusiei pentru a prinde niște lumânări, vă comunic că, într-adevăr, există suspiciunea rezonabilă că acest cetățean să fie sub imperiul unor ordine externe. Cu asta am încheiat povestea cu Diplan și cu ambasada Rusiei, aspect care e mai mult decât deranjant. Mă întorc un pic la protest. Există niște evenimente ce se întâmplă sub nasul nostru, pe care oamenii nu mai au timpul și capacitatea de a le interpreta. Începând cu acte normative ce au fost sau nu au fost publicate în monitoarele oficiale, până la declarațiile unor șefi de stat
conducători de ministere ce fac niște lucruri deosebit de grave. Vreau să vă explic o chestiune foarte, 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 foarte importantă. Voiculescu acum ceva zile face un comunicat prin care spune că dacă medicii respectă protocoalele în vigoare, urmează să fie, salut, urmează să fie absolviți în cazul unor acuzații de malpraxis. Malpraxisul reprezintă, de fapt, acuza cu privire la aplicarea unui tratament medical, unui act medical defectuos, în urma căruia un pacient suferă sau moare. Atunci când Voiculescu spune, dincolo de protocol răspuns pentru malpraxis, în interiorul protocolului nu răspuns pentru malpraxis, înseamnă că Voiculescu, ministrul Sănătății în România, vede în viitor și asumă faptul că există evenimente neplăcute ce pot surveni în urma aplicării protocoalelor în vigoare, respectiv, nu știu, persoane ce suferă sau decese, da? Dacă el presupune chestia asta și îi absolvă pe medici de malpraxis în cazul în care rămân în cadrul protocolelor, înseamnă că el prevede un rezultat, dar nu face nimic pentru a-l înlătura. Dimpotrivă, îl absolvă de vină pe cel care face fapta. În consecință, medicii nu mai pot face tot ceea ce le va sta în putință pentru a salva un om, pentru că ar însemna să iasă din cadrul protocolelor, și atunci ar putea fi răspunzător pentru fapta de malpraxis. Lucrul ăsta este de o gravitate însemnată. Un alt lucru de o gravitate însemnată este următorul. Nopțile sunt închise, nu se mai poate ieși pe stradă de luni întregi. Starea de alertă este prelungită pe baza unor hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Acest comitet condus de Raed Arafat. Renate Weber, avocatul poporului din România, acum câteva zile face public faptul că nici una, cu excepția uneia singure, nici una dintre aceste hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență nu a fost publicată în monitorul oficial, fapt pentru care niciuna nu este opozabilă terților. În acest sens, înseamnă că niciun alt act ce a fost fundamentat în baza acestor hotărâri ale CNSU nu este nul de drept. Lucrurile astea se întâmplă sub nasul nostru. Oamenii ăștia în spatele meu strigă libertate. În fața mea sunt mașini și alți cetățeni ce își vede viețile lor, necontând că a cincea noapte consecutiv niște oameni ies pe stradă și încearcă să avertizeze acești conducători că lucrurile stau foarte, foarte prost și că vor sta din ce în ce mai prost din toate perspectivele. Și eu vă comunic același lucru. Lucrurile stau foarte prost. Următoarele zile vom face public faptul că în România protestele ce vor urma în weekend vor fi susținute atât de români, atât de bucureșteni, cât și de toți cei din restul țării. Se pare că o mare parte din concetățenii noștri din alte orașe vor veni în București în weekendul ăsta. Ne așteptăm ca voi toți să reacționați și chiar sper să reacționați, indiferent de unde ați fi, indiferent de cum ați fi, indiferent în ce manieră puteți. Vă urez o seară bună și mult succes!